Am întâlnit o echipă foarte bună care și are ca obiectiv promovarea. În plus de asta, cred că calitatea individuală și-a pus amprenta asupra jocului. În prima repriză, cred că s-a concretizat jocul în favoarea lor. Au avut, pot să spun, două semi-ocazii, dar, mă repet, valoarea cu execuție de generic TV, pot să spun, mai ales la primul gol, care cred că în momentul ăla a pus un pic de amprenta asupra evoluției băieților. Locul 3 este un obiectiv realizabil? Din punctul meu de vedere, locul 3 este un obiectiv realizabil. Și a arătat că are și limitele cu Iclodul și cu... Nu pot să spun, mai ales, acum nu vreau să mai vorbesc despre meciul cu Iclod, acolo am pierdut pe mâna noastră. Astăzi totuși am întâlnit o echipă foarte bună, o diferență, dar în a doua repriză cred că s-a jucat altceva. Și dacă aveam puțină șansă la 2-0 când am dat bara, dacă se dă gol, se poate schimba soarta jocului, mai ales că noi veneam pe un fond bun al jocului. Normal că nu joci cu alte echipe unde să-ți creezi mult mai multe ocazii, dar ținând cont de aspectul reprizei a doua, eu zic că putem spera la locul 3. Shooting stars above the city lights.